Bun, am făcut thumbnail-ul meu, o face thumbnail-ul înaintea videoclipului, că după aia a uitat, nu-i așa, Gabi? Da. Salut, eu sunt Sherry, stai aici cu Muntenii, cu 3x5 de gang, la Constanța, am ajuns la Constanța, ați văzut în vlogul trecut cum am ajuns aici. 77% pentru Constanța, bă, bagajele, mergem la Constanța, că ne pare rău, că ne primi sau nu, venim peste voi, dragi Munteni, sper că mai ținem minte unde stau, cu Tomis. Și astăzi o să facem Who is most likely to challenge, cine are cele mai mari șanse să facă ceva dintre noi 6 de aici. A, e și White-up, și uitați, te anunț, salut. Avem întrebări și fiecare ridică o poză de pe telefon cu cine crede că are cele mai mari șanse să facă chestia aia. Cred că ați înțeles. Care ar muri din ceva stupid? Da, clar știm. Știu deja. Clar știm. Nu e o problemă. Nu știu, aici chiar nu știu. Sper că... Eu știu cum să nu știu. De ce eu? De ce eu? De... Ce? Clar. De aici. Dacă te simți mai bine. Eu m-am ales pe mine, tu te-ai ales pe tine. Ce ai ales? Tu m-ai ales pe mine? Ce? Du-te, dracu, eu sunt un om precaut în viață, eu mereu am grijă, nu traversez strada neregulamentar ca Vlad Munteanu. Ce dracu, ce dracu? Ăla da. E? Da. L-ai chemat, l-ai chemat? L-ai Mi se pare de bun simț, băieți. Cine o să devină de aici un multimilionar? Aha. M-am pus pe mine. Da, acum da. Obiectiv vorbind, cred că... Te pop. Camera, știi adevărul! Lăsați voi în comentarii, cine credeți de aici că are cel mai mari șanse să devină un multimilionar? Chiar suntem furioși. Hai. Cine ar fi dintre noi cel mai bun la matematică? Sherry, că e măsa, nu-i profesor de matematică. Da, cu asta votez și eu. Vă pup, sunt un geniu, știu. Un geniu, da. Da, într-adevăr, da. Nu e atât de mișto să fie profa. Totuși, cel mai bun, nu că bun. Serios, vouă vi se pare că e mișto să aveți o mamă profă? Că nu e așa mișto. Nu. Dar ar trebui să ziceți da, mă, că vă face chec. Maica mea a făcut chec pentru gang, frate. A făcut ce mai genial chec. Da, vă făcea chec, da? Vine cu chec. Cine, asta e grea, asta chiar nu știu. Cine are cele mai multe șanse să se căsătorească primul? Aici nu știu, chiar nu știu. O să merg cu White, că e cel mai mult. Ce? Ce? White? Gami cel mai mic. Gami cel mai mic, cum să se căsătorească Gami primul? Nu contează, nu contează vârsta aici, contează ca și persoană. Sufletul. Exact, sunt un suflet minunat. Ăsta e greu de suportat 24 de ore, cum să suporți o viață. Da. Zic șarpe, și șarpe. Ce mare șarpe. Care e cel mai probabil să fie o drama queen? Un drama queen, nu știu. Bă, și exploit, și exploit, dar mai mult White. Eu o să votez și exploit. Ce oameni! Și exploit un pic. Mori. Stai schimbat-o și să-mi simtă-mi prost acum. Stai. Clar, drama queen. Da, eu sunt. Bă, dacă nu era White în joc, care erai tu? Dar fiindcă e White aici, e White. Da. Nu mai fiți drama queen, nu mai faceți drama din orice. Zis omul care a făcut să-ți Feroi. Continuând cu întrebările, m-am vrut să o să aibă 2 minute, acum îmi dau seama. Și ultima întrebare, apropo, ne ceai scuze pentru acest vlog de 2 minute. Ok, ultima întrebare. Și... Dar eu trebuie să citesc. Ah, ultima. Ce mă, deja știu, sunt 100% convins de răspuns. Cine e cel mai probabil să moară primul într-o apocalipsă zombie? Nu știe să facă nimic! Nu știe să facă nimic! E prea cet în pare. O să rămâi în urmă, gen. Nici nu știi să faceți nimic și fug mai repede cu voi mor. Nu fugi mai repede. Ce fugi mai repede? Nu fugi mai repede cu noi. Gândește că zombii voi să te mănânce, corect? Da. Ce White e cel mai consistent de aici, adică ar fi cea mai bună opțiune. Corect. Adică de ce să alegi după 3 oameni deodată, când White aleargă și mai încet și e și cât 3? N-are încet ișa, da? Demonstrează-ne! Demonstrează-ne! Cum mor, tu crezi că o să mor primul? Cu care fița zombie? Nu, eu îmi făceam follow pe Instagram. Da, dați-ne follow pe Instagram. Da. M&T Christian. Mână cu vară jos, Vlad. Și singurul cu verificat din această cameră, în caz că ați uitat. Shut the fuck! Salut! O să pleci! Sunt eu, am și un username foarte drăguț, @sherry, foarte scurt, foarte frumos. Și, ca întotdeauna, eu sunt răcit copză, de-aia vorbesc mai rar decât de obicei. Și, ca întotdeauna, dar numai ceea ce-ți vorbesc, dar mai frumos, nu vreau să dați un butonul de like, să dați un share pe Facebook, am așteptat foarte mult, dacă încă n-ați făcut să vă abonați, eu m-am dus, pa!